FCSB-ul ia 6 goluri în 2 zile, în 2 meciuri, da? Cu ieri 2-0, astăzi 1-4, 3-0 minutul 26. Nu sună bine. 3-0 minutul 26 nu sună bine. Nu sună bine niciodată. Odată, nu e o surpriză faptul că Steaua ia bătaie în perioada precompetițională, în perioada de iarnă. Suntem obișnuiți cu treaba asta în ultimii ani. Odată, pentru că ei de obicei fac o pregătire destul de dură, așa. Bine, nu e cazul acum, dar ei de obicei fac o pregătire destul de dură. Apoi, în meciuri de pregătire contează foarte mult cine începe mai devreme pregătirea. Dacă ai o săptămână în plus, contează. Absolut. Știi? În al doilea rând, la Steaua sunt jucători care sunt în probe, sunt jucători nou veniți, sunt jucători tineri, sunt jucători care nu au multe cantonamente cu Steaua în formula asta. Și în al doilea rând, contează... Nu vorbim de FCSB, nu de Steaua Armatei, da? Nu, vorbim de... pentru mine, FCSB este Steaua. Ah, ok. Așa, ca să ne... Da. Deci FCSB este Steaua, nu mai sunt discuții. Da, deci pentru mine FCSB este Steaua. Bun, gata. Așa. Bun. Și atunci... Știi, tu ziceai de tineri, că eu mă uit la echipa asta, scuză-mă, mă uit la formula asta de echipă, da, pe care noi o vedem aici, și îmi dau seama că Crețu e titular, da? Dauai e titular. Echipa bună. Radunovic e titular, Șut titular, Olaru titular. Și mai contează și mâna antrenorului. Și în cantonament, când trebuie să biciuiești jucătorii, trebuie să-i capacitezi, să-i forțezi, practic, să-i forțezi. Contează foarte mult să fii un antrenor care se poate impune și atunci când jucătorul suferă, el să poată să meargă mai departe. Ori nu știu dacă Pintilie are capacitatea asta, poate are o capacitate bună de organizator al jocului, jucătorii îl ascultă, așa, îi simte pe jucători, dar nu cred că are capacitatea ca atunci când ei sunt îngenunchiați și trebuie să forțeze ca să-și ridice nivelul de pregătire, să-i ducă mai departe. Ce trebuie pentru asta? Trebuie să fii mai dur? Trebuie să fii mai... Trebuie să fii jupân acolo? Sau care e motivul? De ce nu crezi, de exemplu, că Pintilie ar putea să facă lucrul ăsta? Pentru că alaltăieri era, între ghilimele, era colegul lor și îi înțelege și jucătorii joacă pentru Pintilie. Pentru că îi înțelege. În momentul în care devii mai dur, nu mai ești ăla care îi înțelege. Și atunci jucătorii în vestiar îți spun cum gândeam noi. Da? Bă, păi ieri erai colegul nostru, acum ce faci? Știi? Și atunci îi lipsesc anii de experiență pe care un antrenor care a obținut rezultate îi are și el nu îi are. Andrei, e posibil să aibă problema asta? Bă, e foarte interesant pentru că evident toată lumea, cei de la FCSB, mai ales în contextul ăsta al discuției cu antrenoratul, cu licențele, cu carnetele, cu nu știu ce, ei au venit întotdeauna și au scos în fața rezultatele lui Pintilie, da? Spunând, uite domne, că are 7 victorii din 8 meciuri în campionat, că uite, ăsta e Pintilie și că voi trebuie să-l lăsați să antreneze pentru că el face rezultate și că un antrenor nu are nevoie, n-ar avea nevoie de școală. Ok, o să știu teoria ta, te umflă râsul și sunt foarte de acord să te umflă râsul de felul în care se pune problema. Dar, cum vezi asta? Adică, trecerea asta de la... Ok, i-am preluat de la Dică. Dică nu era un tip, se pare, foarte iubit de vestiar. Era un tip mai dur, mai... În fine. Da? Și acum trebuie, la un moment dat, văzând că lucrurile nu merg bine, să pui piciorul în prag. Dacă lucrurile nu merg bine, eu știu ce s-o fi întâmplat acolo, că totuși vorbim despre un meci amical. Nu aș face judecăți în momentul ăsta, trebuie văzut ce se întâmplă la meciurile oficiale de acum înainte. Sigur că e dificil în teorie să treci de la statutul de coleg la statutul de șef al lor. E foarte dificil. Părțile bune sunt la început, luna de miere se termină și încep problemele. Dar meciul ăsta a fost televizat? Sau meciurile astea au fost televizate? Meciurile s-au putut vedea pe Facebook. Mm-hmm. Da.
Adică n-a plătit nimeni drepturi TV, nu se mai plătesc drepturi TV. Să fie tot stafful la meci. Și atunci trebuie să ai un semnal bun ca să se vadă meciul. Că mai sunt schimbări, poate. Na, n-au putut. Nu, păi gândește-te că problema este că folosind echipa, împărțind-o în două, da, și folosindu-i ieri 90 de minute, sau aproape 90 de minute pe unii, astăzi ce a intrat pe parcurs au intrat puști. Da, dacă era 1-1 până minutul 70... Nu, a fost 3-0 minutul 20 știu, aici. Știu. Păi, da. Dacă era 1-1 până minutul 70, ziceam, au împărțit lotul în două, n-au putut face schimbări și așa mai departe. Dar începând... N-am fost foarte ager, n-am prins utilitatea. Începând, fiind 0-3 minutul 26, e o problemă. Dar asta cu Pintili vom vedea, într-adevăr, ce se întâmplă la meciuri oficiale și cât contează trecerea asta de la coleg la șef. Uite, mâna unui antrenor se vede atunci când echipa pierde, nu atunci când echipa câștigă, pentru că Steaua are un lot bun, un lot valoros. Și, după umila mea părere, dacă pui și un taximetrist, îți câștigă două meciuri pe banca Stelei. Uh-huh. Problema se pune atunci când trebuie să nuanțezi, când trebuie să analizezi un meci, când sunt retușuri de făcut pe anumite posturi, când trebuie să ceri niște... eu știu, Lucrețu, vrei să ceri ce nu face, știi, sau eu știu. Sau problema se pune atunci când echipa pierde, știi, de ce ai de reparat, de discursul pe care l-ai, cum vin fața echipei și ce observații faci. Ori un antrenor care nu e bine pregătit și care nu are experiență, nu poate să facă corectările respective și în timp va pierde vestiarul. Deci, lucrul ăsta s-a întâmplat și cu, eu știu, Di Matteo la Chelsea. Chelsea l-a dat afară pe Villas-Boas, care venise pe Caimar după ce câștigase Europa League sau așa. Și echipa a jucat pentru Di Matteo, a câștigat și Champions League, lucru pe care nu reușise antrenori mult mai mari decât el. Cu toate, i s-a mai dat șansă ulterior și apoi n-a fost păstrat. În momentul în care trebuie să fii dur, odată, jucătorii cresc atunci când îi pui sub presiune. Niciun jucător nu-și arată valoarea și nu ajunge la potențialul lui maxim dacă nu îl pui sub presiune. Corect. Bun. Și atunci, când tu pui jucătorul sub presiune și îl scoți din zona de confort, dacă ești prieten cu el, intervin conflictele. Trebuie să te știe șef. Trebuie să, și tu trebuie să fii demonstrat ceva înainte. Deci conflictele vor apărea atunci când va fi greu. Până dar atunci... tu cum crezi că va reacționa sau cum crezi că reacționează în perioada asta vestiarul la tot schimbul ăsta? Pentru că îmi închipui că ajunge și la fotbaliști invariabil discuția asta legată de faptul că ei au plecat într-un cantonament fără deținătorul licenței pro și că nu are niciunul dintre ei carne de antrenor. Pentru că din perspectiva mea există două variante. De fapt, nu, există trei variante. Dar există varianta, să spunem, aia pozitivă pentru ei, în care, iubindu-l pe Pintili, toți se unesc și încearcă să-l protejeze și să-l ajute în fața, vezi, Doamne, atacurilor, da, la adresa lui. Băi, tu n-ai carnet de antrenor, ce caut să fie antrenorul nostru? Există varianta să spună un semn de întrebare în ceea ce îl privește și să zic, ok, hai să vedem totuși, e, nu e antrenor? Și a treia variantă să fie absolut indiferenți la ceea ce se întâmplă. Tu care dintre variante? Deci odată, se știe că Leo Strizu nu este antrenorul echipei. Deci asta e clar, el a fost adus pentru licență. Deci ca echipa să sufere din cauza faptului că Leo Strizu a fost lăsat acasă, este exclus. Odată, că echipa trage pentru Pintili, da, într-o bună măsură, trage. Dar jucătorii trag pentru ei pentru că sunt la Steaua, sunt plătiți să câștige. Mulți își doresc contracte mai bune și să plece în străinătate sau să prindă echipa națională. Și atunci, pentru asta trag. Normal, Pintili vine dintre ei, menține o atmosferă bună, știe să vorbească cu fiecare, știe, eu știu, să-l strângă pe unul de... ouțe, să zic așa, și ca să nu ne amendeze așa, și pe altul cu altul să vorbească mai frumos. Dar, repet, ca echipa să crească și să poată să bată echipe bune, trebuie să fie supusă presiunii. Și atunci vor apărea automat conflictele și atunci va apărea deranjul. Andrei, tu cum crezi că reacționează jucătorii la toată tevatura asta? Trece pe lângă ei ca și cum n-ar exista?
Eu cred că singura reacție a jucătorilor intervine în momentul în care schimbările sunt făcute în altă parte, în meciurile oficiale, în care titularii sunt stabiliți în altă parte, în meciurile oficiale, și atunci există un pericol pentru Pintili să-și piardă autoritatea pe care o are în momentul ăsta ca a fost colega lor. Pentru că în momentul ăsta... Bănuiesc că s-au întâmplat lucrurile astea și în astea, etapele astea, nu? Adică deja cred că s-a întâmplat ceea ce discutăm noi. Cu schimbările și cu echipa și cu... Adică nu-mi echipă... Crezi că Pintili în astea 8 etape a făcut ce a vrut el? Exact, dar s-a întâmplat o singură înfrângere, nu? Plus că el și-a asumat faptul că nu face schimbările și și-a asumat și public și oricum în fața vestiarului. Indiferent cât îți asumi, nu poți să te duci pe urmă la antrenament să-i zici eluia dacă tragi mai tare o să fii titular și el duminică să afle că nu, hotărârea nu e acolo, e în altă parte. Asta nu se poate, asta e utopie, din punctul meu de vedere. Nu, și nu e vorba numai de fotbal, în orice alt domeniu de activitate. Dacă șeful tău îți spune un lucru și el nu se va ține de cuvânt la sfârșitul săptămânii, credibilitatea lui vreau scădea. Păi, fac o paranteză, da? Că am început și eu să mă uit la documentarul ăsta de pe Amazon Prime cu Arteta. Și la un moment dat, după o serie de rezultate proaste, asta înainte să înceapă scandalul cu Aubameyang și să-l dea până la urmă afară de la echipă, da? El anunță, se ia pe jucători în jur și anunță, vedeți să n-aveți impresia că el a folosit o formulă de echipă, da? Cam la fiecare meci aici, vedeți că încep schimbările. Să nu vă imaginați că ajunge ceea ce ați făcut până în momentul de față și că echipa se va rămâne aceeași și va fi neschimbată indiferent de cum arătați voi la antrenament, indiferent de prestațiile pe care le aveți la meciuri, etc. Iar în weekendul următor îl scoate pe Aubameyang, care era capitanul echipei. Deci, genul ăsta de discurs nu este posibil la FCSB. Absolut. Și și o problemă, îmi imaginez. Și Pintili, sunt convins că nu are genul ăsta de discurs, pentru că s-au ars alții înaintea lui și el e suficient de isteț încât să nu aibă genul ăsta de discurs. Genul de discurs pe care Pintili îl are și pot să bag mâna în foc pentru asta este: băi, băieți, vă pregătiți, că vă pregătiți pentru voi, jucați la Steaua, trebuie să câștigăm și voi cu toți știți că schimbările se fac la palat. Deci, el își va găsi alte direcții de motivare a jucătorilor, în niciun caz ăsta cu joacă, că dacă joci bine sau tragi tare la poartă, sâmbătă joci titular. Nu. Dar nu asta ar trebui să fie? Nu asta, adică ascultă-mă, el când și-a asumat lucrul ăsta, și-a asumat că din lucrurile pe care un antrenor poate să le facă, din, să zicem, sunt 20 de lucruri, să motiveze jucători, să facă echipa, să facă schimbările și așa mai departe, el nu poate să facă decât 3 sau 4. Restul se fac în altă parte. El și-a asumat lucrul ăsta și a declarat și publicul lucrul ăsta și jucătorii sunt conștienți de lucrul ăsta. Adică nu mai au surprize pentru mine. Jucătorii știu deja unde sunt, unde se află, iar faptul că ei au plecat în cantonament cu Pintili nu e un lucru care îi deranjează, pentru că Pintili, antrenorul lor din toamnă după ce a plecat Dică, cu el au continuat și nimeni n-are vreo surpriză sau nu-l deranjează, pe nimeni nu deranjează faptul că în presă se scrie X, Y, Z. Dar astăzi Federația Română de Fotbal a emis un comunicat referitor la situația asta, da, a antrenorilor. Și o să-i rog pe colegi eventual să și vedem respectivul comunicat, care nu spune neapărat foarte mult, sau greșesc eu, Andrei? Sunt niște lucruri semnificative acolo, lucruri pe care, cum să spun, să trebuiască să le... Sunt semnificative, nu sunt mari noutăți. Adică nu sunt bombe, hai să spunem așa, adică nu vine cu noutăți neapărat. Nu e breaking news. Da, nu e breaking news. Și sunt niște precizări pentru a se clarifica toată situația asta despre care se vorbește. Spune, prin intermediu are ca obiectiv optimizarea procesului de educație a antrenorilor români de fotbal. Ca urmare a semnării convenției UEFA, Federația Română de Fotbal este obligată să pună în aplicare regulamentul forului european, astfel încât, pentru a ocupa funcția de antrenor principal la cel mai înalt nivel competițional intercluburi, este nevoie de licența UEFA Pro. Așadar, la nivelul ligii întâi se poate antrena doar dacă respectivul tehnician deține această licență obținută în țară sau la școlile de antrenori ale federațiilor afiliate UEFA. În acest sens, Federația Română de Fotbal, în calitate de membru afiliat UEFA, are obligația de verifica deținerea licenței necesare. Bănuiesc că verifica și până acum, nu?
sau nu se verifica? Categoric, cum să nu. Ok, în ceea ce privește carnetul de antrenor, această cerință este prevăzută în legislația din țara noastră și e valabilă pentru toate disciplinele sportive. Astfel, pentru înscrierea la licențele UEFA, BA sau Pro, care înseamnă specializare, FRF solicită să se facă dovada carnetului de antrenor sau în eventualitatea unor studii de specialitate de calificare în străinătate. Acestea trebuie echivalate la Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor potrivit legislației în vigoare. Și aici, vine întrebarea mea, pentru că au tot apărut discuții legate de Moldova. Săpunarul s-a supărat că el vine și face, nu știu, dărâmă tot, că el face în Moldova cursuri. Apar cei de la FCSB au transmis un document semnat între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației din Moldova de echivalare a diplomelor în 2021, noiembrie 2021. Și acum întreb, dacă fac în Moldova școala, de ce nu le este echivalată sau care este statusul? Păi, școala pe care o fac în Moldova, o fac pentru o perfecționare, pentru o licență, BA Pro. Dacă fac școala în Moldova și vin cu licența Pro, de exemplu, în România și vor să antreneze o echipă de Liga 1, Federația Română de Fotbal, în baza Convenției UEFA, verifică că cetățeanul respectiv are licența Pro și atunci îi se pune viza pentru a activa în România, la echipă de Liga 1, pentru licența Pro. Dacă vine cu licența, are voie la Liga 2, da? Unde Federația Română va cere carnetul de antrenor? Va fi în momentul în care va cetățeanul respectiv vine cu licența B, obținută în Moldova, okay, după care vine să-și ia licența în România. Legile din România spun foarte clar, pentru a admite la un curs de perfecționare, îți trebuie carnetul de antrenor ca să te perfecționezi în meserie. Asta e legea în România în momentul ăsta, n-ai ce să faci. Bun. Și atunci acelui cetățean îi cer carnetul de antrenor. El vine din Moldova și zice, eu mi-am obținut carnetul de antrenor în Moldova. Ok, federația nu e competentă să vadă dacă acel carnet de antrenor e bun sau nu e bun. Și te trimite frumos la CNRED, adică la echivalarea diplomelor. Echivalarea diplomelor, da? Există, în fiecare țară din Uniunea Europeană există un astfel de punct unde te duci să-ți echivalezi diplomele. Un doctor român care face cursurile în România are diplomă în România, ca să se ducă să profeseze într-o altă țară, se duce la CNRED-ul de acolo și spune, uite, eu asta am făcut în România, se potrivește cu ce e nevoie aici, se potrivește cu ce e în Uniunea Europeană. Da, poftim, îi se eliberează un certificat de calificare în meseria respectivă, adică carnetul de antrenor în meseria de așa, și cu ăla te poți duce mai departe să-ți faci treaba. Da, deci, să înțeleg, dacă vine cu licența A din Moldova, el poate... El poate antrena ca secund la Liga 1, poate antrena... Și este acceptat în cursul pro din Federația Română de Fotbal? Nu, decât dacă vine cu carnetul de antrenor. Echivalat de CNRD. Adică deci, practic, ei nu pot veni la mijlocul cursului cum ar veni. Ei se duc în Moldova, își iau licența B, să zicem, își iau licența... Își iau un carnet de antrenor în Moldova, că își iau un carnet de antrenor în Moldova. Ok. Și cu el vii frumușel în România, te duci la CNRD. Și dacă CNRD spune, da, domne, este echivalent ce se face în Moldova cu ce se face în România, atunci primești... Și este? De curiozitate te întreb. Este nu știu dacă este. Dar CNRD-ul, din ce știu, a refuzat, nu până în momentul de față, oameni care, care au venit din Moldova? Nu, nici vorbă. Care au venit din Moldova, i-au refuzat pe cei care au venit. Cu actele venite de acolo. Da. Nu le-au echivalat deocamdată. Asta spun. Dar deci ele și spun... Nu-ți echivalezi, îți lipsesc A, B, C, D, materiile astea, numărul ăsta de ore, du-te, fă-le, dă-ți examen. Sunt mai puține ore în Moldova față de România? În Moldova, ca să ții care tu, cred că faci vreo 60 de ore și în România 1080. Cât? 1080. Deci de la 60 la 1080 de ore? Cred că 60 sunt în Moldova, la noi sigur sunt minim 1080. Păi e o diferență între 60 și 1080, adică dacă te faci... Dacă alea 60 ori fi intense... Adică, Fale, tu ai scris mult la documentul ăla care este, da, baza de fundament a școlii tale. Da? Și te-ai chinuit, frate, să scrii și ți-ai strofocat mințile. Săptămâni luni, asta zic. Da? Și acolo aia e o chestie foarte serioasă și foarte bine documentată. Păi tu ai muncit, n-ai muncit 60 de ore pentru aia, da? Da. Ai muncit mai aproape de 1080 de ore ca să faci aia. Da, sunt săptămâni. Mi-am făcut planul metodic anual și planul de pregătire fizică, periodizarea, pentru tot anul 2023.
și deși fizic, și tehnic și tactic, pentru grupe de meci și pentru grupe de inițiere, pentru că grupele de meci lucrează tactic, grupele de inițiere nu. E, și au fost săptămâni întregi în care am stat 10 ore, 12 ore în fund pe scaun ca să... Ca să faci documentul ăla. Da, fără telefon, fără nimic, că altfel nu poți să ții ritmul. Absolut. Și, de asta zic, adică e o diferență mare de la 60 de ore, adică pare o scurtătură. La cum se prezintă acum problema, e clar că e o scurtătură pe care toți o încearcă, pentru că mă duc să fac 60 de ore, să primesc anul de antrenor și după aia să vin... Shortcut. Da, exact. Și să vin în România și aici să o iau de la egalitate cu unul care a făcut 1060 de ore. 1080. Okay. Hai mă, am achiulit 20 de ore, nu fii și tu. Da, dacă CNRD-ul spune că alea 60 au fost atât de intense și atât de profunde încât au echivalat cu cele 1080, poate să vină la federație să-și facă... CFR a făcut astăzi ceva, să spunem, bizar, dar îmbucurător, da? Pentru, mi se pare foarte logic. Da? Petrescu a testat un alt modul tactic, cu porțile închise, camerele afară, Facebook închis, site închis, totul închis, și noi băgăm 3-4-3-5. Nu a aflat nimeni că au jucat 3-4-3. A aflat toată lumea ulterior că au jucat 3-4-3, dar nu s-a vrut să se arate meciul. Asta nu m-a întrebat de ce a ales să nu vadă nimeni meciul. Da. Măcar, cum să spun, modulul au... Da? Echipa a fost așa, Scufet, Țâru, Iuri, Burcă, dreapta Manea, stânga Brown, Muhar, Boateng, mai în față Deac, Eboa, Bârligea. Dar ce cu Camora? N-a jucat astăzi? Cred că a mai lipsit într-un meci. Ce-o fi cu el? Întreabă-mă. Te întreb. În dreapta cine ai zis? Că e în banda dreaptă? Manea. Manea, am înțeles. Manea în dreapta, Brown în stânga, deci, Deac, Boateng, Muhar, nu știu, acum că a fost 3-5-2, că a fost... Deci 5-4-1. 5-4-1. Pregătește Lazio? Nu m-ar mira, pentru că Dan Petrescu a știut să-și facă echipa în sensul ăsta în momentul în care a întâlnit adversari puternici în cupele europene. Țin minte că sezonul în care a jucat cu Unirea Urziceni, de exemplu, în Champions League, au mâncat bătaie în primul meci fără drept de apel de la Sevilla, jucând cu o linie de 4. Imediat la meciul din Ghencea cu Stuttgart, a dat seama de forța atacanților din Champions League, și mai ales în zona centrală, și atunci de acolo a început să joace cu trei fundași centrali și juca în cupele europene cu trei fundași centrali, cu Sevilla, la returul din Ghencea cu Sevilla, cu Stuttgart, cu Glasgow Rangers la cele două victorii. Iar în campionat revenea și juca cu 4. Parcă Pizzi a făcut, nu, cu Southampton, așa ceva? Când tu ai jucat cu Southampton? Am jucat în ambele meciuri. Parcă 5, ții minte că a schimbat în 5. El nu folosea 5 niciodată și dacă țin eu bine minte, cred a jucat... cu Dinamo Kiev a făcut treaba asta, a schimbat... Știu, și cu Southampton jocului. 100% a jucat. Southampton, știi că a jucat 4-4-2. 4-4-2? Da, i-am jucat eu cu Aliuță la mijlocul terenului, Boștină în stânga... În dreapta... Florentin Dumitru, că el a fost... Dumitru, parcă așa, da, 4-4-2 am jucat în dubla cu Southampton. Da? Mai mult ca sigur. Țineam minte că a jucat 5. Uite, o să-l întreb când vorbesc prima oară cu el, că așa parcă țineam minte, apropo de schimbările astea. Immobile nu o să joace, din câte se pare. Că am văzut accidentarea de ieri, presa din Italia susține că ar putea fi o accidentare care să-l țină undeva la 3 săptămâni, o lună departe. Meciul ar fi într-o lună, în fine. Da, interesant, nu? Modificarea asta, crezi că o să o vedem și în campionat? Formula asta, așa defensivă? Nu cred. Așa, din ce ați arătat voi, pare un 5-3-2, așa încât Benzile, Manea și Camora, dacă o să joace, să aibă libertate să poată să urce, să blocheze atacurile lui Lazio, pe zona centrală cu trei fundași centrali. Uh-huh. Deci asta e ca să dea libertate benzilor. Da? Și cred că va fi un sistem flexibil, în sensul că pe faza de apărare o să joace
cu 5, dar pe faza de atac o să rămână cu, o să rămână în 4 sau cu 3. Observ tendința asta în fotbalul european și în fotbal mondial. Am văzut și Anderlecht când a jucat cu Steaua în grupe. La fel au jucat. S-au apărat în 4 și au construit în 3. Uh-huh. Așa, pe când noi, de exemplu, am rămas tot timpul cu 4, am avut un sistem rigid. Acum Dan Petrescu vrea să meargă mai departe, are o experiență, simte că poate și nu e exclus să trecem de Lazio. Țăru, amărâtul de Țăru și-a dat și autogol cu ocazia asta. Nu e cel mai... Nici cel mai bun început, da? Știi cum e? Să nu înceapă Petrescu să spună că e poartă ghinion, că acolo e problema. Acolo e problema, da. Și sunt și 31 în cantonament, au jucat cam toți. Dar referitor la 3 fundași centrali, să nu uităm că asta înseamnă că va mai avea un băiat înalt la faze fixe. Ceea da. Ce nu-i displace deloc. Oh, deloc. Ăsta. Deloc. Doar nu știu cum o să facă cu mijlocul terenului, pentru că punând un fundaș central, de regulă cam pierzi un om de la mijlocul terenului ca să ajungi să ai faze fixe, știi? Sau aici faci un 5-5-0 și aia e. Aia nu e o problemă. La 5-5-0 nu mai pierzi nimic de niciunde, adică putem să jucăm și, și sistemul ăsta. Burca a vorbit la sfârșitul meciului. Andrei, te salut! Încheiem acest cantonament cu o remiză, putea fi și o victorie, însă am primit acel gol pe final. Cam care ar fi concluziile după jocul de azi, în primul rând? După jocul de azi, consider că am făcut o partidă bună, ținând cont că suntem la sfârșit de cantonament, a fost ultima zi în cantonament, într-un cantonament foarte dificil, am acumulat foarte mult, au fost antrenamente intense și s-a văzut probabil că nu avem prospețime, pentru că picioarele sunt grele, dar în același timp am făcut față acestui adversar. Este o echipă bună de Liga a doua din Bundesliga. Cred că au avut 200 de porți. Da, pe toate trei partidele au fost dificile, au fost pe muche de cuțit. Probabil că una sau cel puțin două dintre ele, care contra cărora am jucat, o să promoveze. Deci echipe de Bundesliga. Dar important este să facem noi treaba și să mergem acasă să ne odihnim, pentru că intrăm în linie dreaptă și o să ne aștepte un meci foarte important lunea viitoare. Per total ați reușit să legați relațiile de joc. Bine, n-au fost foarte multe schimbări în echipă, nu față de sezonul trecut. Au venit câțiva jucători noi care cred că s-au integrat. Da, normal, pe toți îi primim bine în grup, în colectiv. De datoria lor să se adapteze la condițiile de la CFR Cluj, la presiunea de la CFR Cluj, la Mister, la ce cere Mister. Dar în același timp suntem conștienți că ne așteaptă un retur dificil. Această parte a doua a sezonului, avem și meciul din Conference League, dar capul nostru este doar la meciul cu Farul, pentru că trebuie să începem cu dreptul acest an. Chiar începem împotriva liderului. Da, pentru că n-am terminat anul bine. Ok, a fost un an senzațional, dar acea victorie a durut, acea înfrângere, scuze, așa. Pentru că ne doream victoria contra cel la Hermașta să terminăm anul pe primul loc. Așa că trebuie să fim concentrați să mergem acolo cu toate puterile pentru a face un meci bun și a scoate un rezultat pozitiv în primul rând. Da, l-am auzit și pe Burcă. Bun, o veste interesantă din Italia, trebuie neapărat comentată. Mutul la Salernitana ar fi pe lista foarte scurtă a Salernitanei. Salernitana ieri ia un 2-8, da, de la Atalanta, dar, pentru că aici merită discutat. Adică nu e o echipă care în momentul de față să fie amenințată 100% cu retrogradarea. Pentru că au 9 puncte avans față de... Ei sunt pe locul 16... Și sunt la 9 puncte de Sampdoria. E adevărat că Sampdoria joacă în seara asta, dacă câștigă se apropie la 3 puncte. Dar ce ziceți de tentație, dacă îl vedeți plecând în momentul de față de la Rapid Fale? Pentru că el pare, angrenat, că Rapidul pare un proiect foarte serios. Pare o echipă care, un club care își construiește lucrurile temeinic. Da? Și pare că are încredere mare în Mutu și a pus mare bază în el. L-ai vedea plecând așa la mijlocul drumului? Nu-l văd plecând așa la mijlocul drumului, odată pentru că, așa cum ai spus și tu, Rapid e un proiect serios, cel puțin în următorii 3, 4, 5 ani. Așa. Șucu, Mob Expert, e un tip extrem de serios și când se implică, nu se implică așa. Eu știu, vine, hai să investești eu un an, doi și după aia să văd ce e. Nu. E un om de afaceri foarte serios, testat și a intrat în proiectul ăsta pentru că vrea să facă treabă, să dezvolte clubul Rapid. Uh-huh. Și
Plus că nu e genul de proprietar care să se implice, să, eu știu, să-i facă atmosferă la echipă și așa. Deci Adi are condițiile ideale acolo. Și are condițiile ideale ca să crească, să evolueze ca antrenor. Dacă va avea răbdare să crească, cred că va putea apoi pleca la mai bine. Dar, ți s-ar părea grăbit pasul? Nu știu, depinde de, a spune, de situația financiară și ce își dorește de la viață. Dar dacă ar pleca, mi s-ar părea grăbit. Uh-huh. Așa, pentru că Rapid o echipă care se bate sus și el s-ar căli într-o luptă sus, fără să câștige neapărat campionatul și fără să fie demis dacă nu câștigă campionatul. Uh-huh, uh-huh, deci uh-huh. El crește odată cu echipa, are șansa să crească odată cu echipa. Plus că e un soi de presiune acolo la Rapid, pentru că clubul ăla are niște suporteri, creează o anumită emulație, Rapidul. Suporterii vor, cel puțin pe Giulești, să câștige toate meciurile. Se bat la locurile, chiar dacă e prima dată când intră în play-off după, nu știu, 6-7 ani în sfârșit. Dar sunt pretenții acolo și atunci el crește odată cu echipa. Rămâne de văzut dacă e grăbit cu viața sau nu. Tentația cred că există, Andrei, dacă, dacă va primi o ofertă. Dacă va primi o ofertă reală, adică nu să de pe lista scurtă să fie singurul pe listă, cred că pleacă mâine. Azi. Azi. Ieri. Ieri. Pentru că va ști și va ști să și explice decidentului, recte domnului acționarilor de la Rapid, despre această oportunitate. Dacă intri în circuitul din seria A, este o mare performanță pentru un antrenor român. O mare performanță. Absolut. Și cred că ar trebui încurajat, dacă se întâmplă lucrurile așa, și ajutat să ajungă acolo, pentru că noi avem de ani buni, de fapt, de la Mircea Lucescu, nu? Și Mircea Lucescu... Și Belloni. Nu, în Italia, vorbesc de Italia. Loții Belloni în Franța, Portugalia. În Portugalia și așa mai departe. Dar în Italia, de la Mircea Lucescu și înainte de Mircea Lucescu, iarăși. Cauți. Un pic de pauză. Da. Deci ar fi o oportunitate uriașă. Și mi se pare, mi s-ar părea și clubul ok. Pentru că tu în momentul de tu te duci acolo, la o echipă care e în genunchi, dar care nu este în momentul de față la retrogradare. Adică da. Ia 9 punctele alea, ție îți oferă niște timp. Îți oferă șansa de a progresa. Pare, mulțumesc să, mult. Trebuie să, scuză-mă, un singur lucru vreau să mai spun, că trebuie ținut cont de faptul că este unul dintre cei mai importanți jucători străini din istoria campionatului italian. Iar lucrurile astea nu se uită acolo. Ca jucător, ca fotbalist. Da. Și asta îl vor ajuta, lucrul ăsta îl va ajuta în momentul în care va fi pus pe listă. Fale, mulțumesc, te mai așteptăm.